O legătură directă cu Luxandra, care se află la un târg de frumusețe sau de înfrumusețare. Sau trebuie să există o variantă prin care să putem explica asta. Are și ceva invitații, aflăm mai multe chiar de la ea. Neața! Neața Răzvan, neața Dani, știți că toamna se fac cele mai multe schimbări. Mă rog, femeile găsesc un pretext indiferent de începutul de anotimp. Așa cum ați spus și voi, la Romexpo are loc cel mai mare târg de cosmetice din această toamnă și tot aici am întâlnit-o și pe Alexandra Ungureanu. Bună dimineața, Alexandra, care se pregătește. Spune-ne tu mai degrabă pentru ce te pregătești. Bună dimineața! Am venit în primul rând în acest loc cu o atracție irezistibilă pentru femei, nu? Între o ședință foto pe care am avut-o ieri și mâine plec la concerte, dar pentru că mă pregătesc de lansarea unui nou single, am zis să fac un plus așa pe partea de îngrijire, de a fi în formă și fizic, dar mai ales cu pielea. Grija asta o am în mod constant, dar pentru că de obicei o perioadă de lansare de piesă nouă, cu tot ce înseamnă promoție, e destul de obositor. Am zis să vin să încerc să găsesc ceva nou pentru îngrijirea pielii, mai ales că deja suntem și în sezonul rece și trebuie să punem accentul pe hidratare. Când urmează lansarea? Cam cu cât timp înainte te pregătești tu pentru un astfel de eveniment? Păi cam în 2 săptămâni, cred că o să lansăm. O să vin și la voi, evident. Dar cu... hai să zic o lună înainte, da, în general tot ce înseamnă și pregătire fizică și parcă trebuie să intru și într-un mood special conform cu starea piesei și am grijă de, în primul rând, de tenul meu, pun accent asta în mod constant pe demachiere, pentru că deși nu port un machiaj foarte încărcat, totuși port zilnic și trebuie curățat foarte bine, pe corectarea imperfecțiunilor, dar mai ales acum de când ne-am badicat cu toții cu frigul ăsta de afară, mă rog, azi e mai bine. Vine-ne și nouă, pe final, care e secretul tău? Secretul meu e muzica. Că nu ne-am întâlnit aici întâmplător. Bineînțeles. Starea de spirit e foarte importantă și muzica și iubirea și prietenia ajută foarte mult, dar să nu uităm de ajutoarele de încredere ale femeilor din zona asta, îmbuteliate în sticluțe și purtând acolo formule magice care ne ajută. Și o să întrebăm... Rămânem noi să o întrebăm pentru că îți dai seama, pe băieții am plictisit deja, da, cu atât de multe detalii despre ten de machiere. Noi îți urăm succes cu lansarea noului single și sperăm să ne vedem în 2 săptămâni, să ne chemi și pe noi la lansare și să vii și tu la noi în platou să-ți lansezi piesa. Așa facem, ne vedem. Cam atât de aici, de la cosmetice, oje, creme, fixative, băieți. Eu rămân cu Alexandra să facem cumpărături, dar mă întorc la voi luni. Am făcut și o rimă. Mulțumim, Alexandra.